Sâmbătă, constructorii care efectuează lucrări de reabilitare a podului Giurgiuruse au primit vizita ministrului transporturilor Sorin Bușe și a reprezentanților CNADNR. Aceștia au verificat stadiul în care se află lucrările, dar au vrut să vadă și care este gradul de disconfort creat conducătorilor auto. Potrivit postărilor de pe pagina de Facebook a Ministerului Transporturilor, pe podul de la Giurgiu se circulă acum pe ambele sensuri. Lucrările la partea carosabilă au fost finalizate. Trebuie doar să fie trasate marcajele. Va rămâne un singur punct de lucru mobil, care se va muta periodic pentru a minimiza disconfortul șoferilor. Acesta va executa lucrări de sablare și vopsitorie a tablierului metalic. În prezent, stadiul fizic de realizare a lucrărilor pe podul Prieteniei a depășit 90%, finalizarea lucrărilor fiind estimată pentru semestrul al doilea al acestui an. Ministerul Transporturilor precizează că după 62 de ani s-au efectuat pentru prima dată lucrări de reabilitare a podului, care a fost dat în folosință la 20 iunie 1954.